Discuția președintelui Parlamentului Igor Grosu de la întâlnirea cu reprezentanții diasporii moldovenești din Italia a provocat mai multe reacții în mediul online. Grosu a răspuns confuz la mai multe întrebări adresate de conaționalii noștri din Italia. Despre deplasarea președintelui Parlamentului Igor Grosu în Italia s-a anunțat din timp, însă scopul acesteia nu a fost dezvăluit. Din acest motiv, pe rețelele de socializare s-au adunat o mulțime de comentarii la acest subiect. Președintele Parlamentului Igor Grosu, care se află într-un turneu de lucru în Italia, s-a întâlnit cu reprezentanții diasporei moldovenești și din nou s-a pomenit într-o situație neplăcută, răspunzând la o întrebare incomodă despre speranțele care și le-au pus oamenii în Maia Sandu și care nu sunt realizate. El a devenit confuz și a început să vorbească aiurea. Să nu credeți că dacă ați votat, cineva o să vă rezolve problemele. A fost decizia voastră să votați sau să nu votați. Înțelegeți logica, nu-i așa? Ați votat, este vina voastră. Acum bucurați-vă de dictatura totală, de prețurile inaccesibile la gaz și de cursul spre integrarea europeană, scrie contul de Telegram Moldavski Vagon. Partidul de guvernământ din Moldova nu a cerut să votați pentru ea, susține președintele PAS Igor Grosu. La o întâlnire cu diaspora moldovenească din Italia, Igor Ivanovici a fost întrebat când vor începe autoritățile să-și îndeplinească promisiunile electorale, comentează contul de Telegram Mamalăgăi Tocana. În timpul unei discuții cu diaspora din Italia, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare în Republica Moldova, Igor Grosu, a afirmat: ce vă agățați de guvernare dacă e doar guvernare? Diaspora a început să pună întrebări incomode și se pare ar trebui să fie și pedepsită pentru asta. Încearcă să explice situația contul de Telegram Geni Carpat. Am discutat despre situația din interiorul țării, despre provocările cu care ne confruntăm și despre planurile noastre de viitor. Le-am vorbit despre ceea ce am reușit să facem în aproape 2 ani de mandat, a relatat Igor Grosu. Să-l dezamăgim pe Grosu. Planurile de viitor ale conaționarilor noștri din Italia cu siguranță nu au legătură cu Moldova. PIB-ul a scăzut cu 6%, avem inflație record, șomaj, exodul tinerilor, iată ce a reușit să facă conducerea în 2 ani, afirmă contul de Telegram VTF. Internauții sunt de părere că Grosu a lansat campania electorală a PAS și sunt nedumeriți de ce o face din banii publici. Deja începe pregătirea electorală, crede Maria Anichin. Încep pregătirile pentru alegerile locale, este de acord Marina Bucur. Se începe campionatul Moldovei, macaroane pe urechi, ironizează Ion Prohnitski. Deputații în frunte cu Igor Grosu fac campanie electorală partidului PAS cu bani din bugetul statului, afirmă tranșant utilizatoarea Elena. Merg din nou și agită diaspora, le pun macaroane pe urechi, iar ei sunt fericiți și votează și nu se gândesc la patria lor. Au votat deja vremuri bune, ajunge, se revoltă Svetlana Cârjeu. De ce se pregătesc de data aceasta? Nu mai spălați ochii, știm cu toții că poporul din țara noastră nu decide nimic, spune Alina Markevici. Subiect de discuție a fost și relația autorităților cu diaspora. Vă așteptăm acasă, reprezentanții ai diasporei. Încercați să trăiți sub conducerea celor pe care i-ați votat atât de mult, se adresează diasporei Lex. Diaspora e mai ușor de convins, nu simte toate perlele guvernărilor, crede utilizatorul Andrius. Grosu, nu ești confuz? Cetățenii Republicii Moldova trăiesc în Moldova, așa că explicați-le aici, nu la o grămadă de muncitori cu dublă cetățenie, se adresează utilizatorul Zodiac către președintele Parlamentului. În plus, unii utilizatori au remarcat că Igor Grosu evită să discute cu cetățenii rămași în țara noastră. În Moldova nu puteți să ieșiți la discuții cu oamenii, cu pensionarii, ei au ceva să vă spună, întreabă utilizatorul Bec. Oare nu vrea să iasă în fața cetățenilor care locuiesc în Moldova? Întreabă Mariana Cazacu.